Bun. Patriarhia Română, nu, Patriarhia Română nu. Mitropolia Basarabiei, pentru că Patriarhia Română, să știți că nu s-a implicat în scandalul acesta. Patriarhia Română n-a făcut niciodată afirmația că Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Chișinăului este agentură rusească. Numai Mitropolia Basarabiei a făcut afirmația aceasta. Ia dați-mi că statutul Beore, Beore mâie. Statutul Beore. Un pic mai jos. Mai jos, sub rugăciunea, S, la S. Mai jos, mai jos? Dați mai jos. Aici, jos. Ia uitați ce spune aici. Mitropolia Basarabiei este autonomă. Patriarhia a spus, e autonomă. Și le-a zis, descurcați-vă. Patriarhia Română nu a spus. A văzut și comunicatul de la Sinod. N-a spus, Biserica Ortodoxă a Moldovei este agentul rusească. Nici n-a pronunțat cuvântul Biserica Ortodoxă a Moldovei, pe cuvintele astea. I-a lăsat pe cei de la Mitropolia Basarabiei să facă ei aceste declarații. Nimeni din Biserica Ortodoxă Română nu are curajul să spună acest lucru, că la Chișinău există o structură de conducere rusească și nu este Biserica Ortodoxă. I-a lăsat pe ei să facă chestia asta și dacă este prost, Patriarhia Română spune, noi n-am știut despre ce vorbesc ei acolo, noi nu le-am spus, nu le-am dat voie să facă asta, n-au binecuvântarea noastră să spună vorbele astea, cum să spui vorbele astea? Dacă iese bine, asta e. Ați înțeles? Deci,